Vreau să vă întreb acum, pentru că nu știu dacă am făcut-o vreodată până acum, să ne vorbiți despre trecutul dumneavoastră columbofil puțin. Vă aduceți Da. aminte când ați început cu porumbei? Ce vârstă aveați și cum a demarat totul? Cum a demarat pasiunea asta frumoasă, enormă, așa, pentru... Lucrurile astea cred că ar trebui să le facem în vreo săptămână, două Nu e nimic, începem săptămâni. astăzi. Și continuăm. Deci, trecutul meu columbofil, cum să spun, e destul de vast. Când vă amintiți că au început porumbei în inima noastră? Deci, practic, eu am luat pasiunea de la tată. Tata a lucrat tot în zootehnie, a fost și el tot medic veterinar la Buzău, au fost începuturile, Da. și mă lua cu el în fiecare duminică în piața de la Buzău și îmi cumpăra inele pe vremea aia, pentru că la vremea aceea nu erau atât de multe inele cum sunt acum. Erau din alea de aluminiu, nu? Buzău și Mizilu, trebuie Da. să spunem că erau cluburile de început ale columbofilii români. Deci, în România, printre primele cluburi au fost la Buzău și la Mizil. Da. Deci, Buzău era cu 0,38, avea un indicativ 0,38. Prefixul de județ, cum era Da, odată, da? în Mizil am înțeles de la regretatul Traian Popescu că acel club a fost înființat în 57, practic în 57, când m-am născut eu. Dumnealui fiind mai în vârstă ca mine, deci și la Mizil au fost niște fondatori adevărați Da. și care au și jucat porumbei. Da. La Buzău a fost înaintea lor. Dar probabil cum era și împărțirea aceea geografică cu raionul, cu... Da, pe Raiane, da, Da, exact, da. cum era atunci. Și de la inelele alea am început cu porumbei care tot tata mi-i cumpăra și mi-a cumpărat până... Unde locuiați? La Buzău în vremea aia sau la Mizil? La vremea aceea locuiam la Buzău, La da. Buzău, nu? La Buzău, da. Nu făceam concursuri pentru că n-ajungeam. Dar și vârsta era de 6-7 ani A, erați când am început, da, dar bătuți. țineam trena cu cei din localitate, din sat, practic, eu am fost în comuna Ghereseni. Da. Și acolo mă întâlneam cu cei mai în vârstă, care ei, unii din ei, mergeau la concurs la Buzău. Da, deci acolo se îmbarcau porumbei. Acolo, da. Nu am început... Deci la Ghereseni, ca și crescător, să-i zicem, n-am început pentru că mama era, și vreau să vă spun că, uite, astăzi chiar era ziua ei de naștere. La săraca a murit de găzbare. Și era împotrivă, pentru că, deci tata îmi dădea apă la moară, Deci complotați cu tata, dar mama era cea care, fiind și învățătoare, îmi spunea, întâi înveți, porumbeii lasă-i. da? Da, așa e. Da. Și Dar mergeau în paralel și școala și porumbei, nu? au mers, mai că l-aveam pe tata la mijloc. Au mers. Aveați un Dar cotecior acolo, ce vă făcuse? nu, chiar îmi făceau bine, nu crescătorii detalii aceasta, dar oricum era un coteț destul de bun față de ceilalți ce aveau pe Deci vă acolo. ținea spatele tata, să zic Da, așa. ținea, da. E, de acolo lucrurile au evoluat pentru că am mers la Sinaia V-ați mutat și din Buzău în Sinaia, s-au mutat părinții. da? Și atunci aveam trecuse pe la vreo 8 ani așa și porumbeii ăștia i-a încărat după mine în toate locațiile din Sinaia, pentru că până am ajuns să intre în posesia casei, până să fie gata, am mai stat cu chirie pe la unii pe la alții. Și asta datorită faptului că la vremea aceea mama a avut probleme de sănătate și a fost internată la Sinaia. Și când zona tata Da. Brahovean,
a plecat repede de la Buzău. Da. Dar porumbei am ținut permanent după mine și prin locațiile acelea unde am stat aveam câte un cotecior de la și când îi învățam acolo să muta în altă parte. Dar la vârsta de 17 ani am ajuns președinte de club. Ați văzut ce tânăr? Da. Deci la 17 ani eram președinte de club la Comarnic. Și atunci, practic, am început și cu aceste concursuri, dar la nivelul de atunci. Da. Deci la, în Sinaia locuiesc la curte, aveați volieră. Ulterior, da, aveam, la, aveam volieră, acum era altceva. Și porumbei s-au îmbunătățit, să spunem așa, pentru că liceul l-am făcut la Sibiu. Și la Sibiu am avut marea șansă să întâlnesc columbofilii adevărați. Deci l-am cunoscut pe Teodor Sărățeanu, adică familia Sărățeanu la momentul ăla. Am cunoscut pe Ghiță Lungu. L-am cunoscut pe Fleischer. Da. L-am cunoscut pe Sopa. Am început să văd porumbeii de top, pentru că ăștia aveau o relație permanentă cu Germania. Da, așa e, da. Și mai ales crescătoria Fleischer, care era chiar vis-a-vis de liceu. Mă uitam din bancă direct la porumbeii dumnealui. Da. Și dumnealui la vremea aia, după un timp, a plecat în Germania și soția, care mă cunoștea, acum deja mă duceam pe la dumnealui, des acolo, mi-a oferit din acei porumbei. Ce să vă spun, că la vremea aceea chiar am cumpărat tot pe banii lui tata, dar și pe banii mei acum, pentru că asta nu-i lipsă de modestie. Tot liceul, toată facultatea, am avut bursă. Și, și aveați bursă de bani ăștia nu mi-au luat părinții niciodată. Deci îmi spunea, aia e treaba ta, sunt banii tăi, da, și faci ce vrei. Și ce făceam? Făceam, cumpăram porumbei, aia făceam. Da. Dar, într-adevăr, s-a văzut diferența când am luat acei porumbei. După aceea am ținut tot la vârsta aceea legătura cu domnul Vulcu, care din București, da? Pentru mine, cum să spun, eu îl consider unul dintre cei mai capabili, serioși și o cultură columbofilă adevărată. Vastă, într-adevăr. Acolo am învățat lucruri despre porumbei, foarte multe, pentru că acum, ajungând student la București, mă întâlneam cu dumnealui și cine s-a mai dus pe acolo știe. Stăteați în pod acolo la baia aia jos, care mergea un arzător de la mai mult frig era decât cald. Da. Și cu cafeaua aia care o făcea dumnealui cam o apă chiar așa. Dar acolo stăteam până la ultimul tramvai, adică la ora 12 în Lacutei acolo, din da. Lacutei, care mergea până la facultate pe Splai. Acolo, într-adevăr, pot să spun că am învățat lucrurile, abecedarul columbofil. Da. Deci, abecedarul columbofil acolo s-a învățat. Da. Nu știu cum s-a comportat cu alții, dar cu era mine, un om extraordinar, într-adevăr. Cu mine a discutat tot timpul și plus de asta, eu am și acum o serie de pedigree de la dumnealui. Am și tot importul care s-a făcut la vremea aceea și de domnul Crețulescu și de dumnealui, dar și porumbei, care îi vedeai clar. Da. Aici e piciorul de Pierre Dorden, aici e piciorul de Fabri, de Fabri, da. Aici Bricu, aici... Sion, bă, aici acum da. Nu știu dacă mai ține cineva în felul așa, acela. Așa. Nu cred. Deci și serioși și se făceau pedigree până la a câta generație? Țineți minte cum le făcea domnul Vulcu? Da, făcea pe deci completa de tot rubricile, tot tabelul ăsta de pedigreu și pe versul. Dar era vreo 5 căsuțe așa de completat. Da.
dar într-adevăr nu s-aduceau mulți porumbei, dar cred că și calitate erau, pentru că toată lumea zbura cu porumbeii aia. Da, așa este. Foarte puțini, mai erau și alții. De exemplu, am avut ocazia cu Ibinou după la Schneider, care erau porumbei super buni. De la prietenii de la Sibiu, care erau buni. Mai era Botezatul, că și aici, în perioada aia, l-am cunoscut pe Botezatul la Buzău, de la care am și cumpărat. Deci ce să vă spun, aveam 17-18 ani și erau destul de scumpi. Deci 300 de lei un pui, era, care era. Tata îi plătea. Da, da. Adică nu mi-ajungea mie bursa, că nu luam unul. Da. Luam mai mulți. Da. Și, într-adevăr, erau și porumbei adevărați. De exemplu, vă dau un exemplu. Aș vrea și acum să am porumbeia de Delbar de la domnul Volc, care i-am avut, am făcut rezultate cu ei, au zburat și la Sinaia, au zburat și la Mizil. De familia lui Urâtă, cum? Da, și deci porumbei foarte buni. Da. Deci porumbei foarte buni. Porumbei de Robert Sion, da, la fel, foarte buni. Am avut și Bricu de acolo, celebrul 15007, care pe vremea aceea, noi zicem că am evoluat în concursuri, dar eu zic că nu prea. Pentru că la vremea aceea se făceau fondurile din 4 etape, la vremea aceea se făcea demifondul din 6 etape, acum din 4. Și deja chiar aud pe unii că mai vorbesc la momentul ăsta, păi da, cum asul acum 7 din 7 la demifond, 8 din 8, păi dacă vrei valoare, trebuie să faci exact cât e. Dacă nu faci din 6 și nu mai umpli catalogul. Da. Și o să fie un catalog mai de elită și cine poate să-l facă, îl face și cine nu poate, perseverează. Da. Deci e clar. Etapele de general la fel, păi generalul înainte se făcea cu etapă națională de peste 700 de kilometri. Acum, Odoron-Tron 500 de kilometri. Nu e chiar așa. Așa e. Deci, porumbeii trebuie și ei selecționați. Da. Și uitați-vă la catalogul național din de acum 20 de ani. Păi să vedeți câte file avea. Da. Și uitați-vă acum, noroc că l-am mai scurtat și a zis top 100. Că dacă îi trecea pe toți acolo cu toate punctajele, nici n-apucai să-l vezi tot. Că